Și uite așa, se umplu țara de megereuri, mai pe colo, mai pe dincolo, ca să scad țara din găleac, pentru că al nostru moldovean a vrut să iasă din găleac și a zbârcit-o mai ceva ca nu știu cine. V-am spus, ca de obicei, întâi moldoveanul falimentează, apoi plânge și urlă și apoi spune, Doamne, ce am făcut?